În perioada 5-10 septembrie, primăria municipiului Slatina, în parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor, prietenii noștri, organizează o campanie de sterilizare gratuită a câinilor. Persoanele care sunt interesate se pot prezenta la sediul Asociației de pe strada Tudor Vladimirescu numărul 169 sau pot face o programare la numărul de telefon 0726-179270. Câinii din adăpostul de la sărăcești, sterilizați și deparazitați așteaptă să-și găsească stăpân, însă foarte puțin slătineni aleg să ia acasă un patruped. Mai întâi se bagă în sala de triere, le fac o examinare clinică, și văd dacă sunt probleme, le fac de parazitarea de cel mai multe ori și vaccinul antirabic, după care sunt duse în badocurile din spate. Dacă între timp nu apar, deci câinii întreiași poate să stea și o zi și două, până ori și trei. În momentul când vin după stradă, de ce mai multe ori sunt foarte speriați. Și atunci, ca să pot să lucrez cu ei, îi las o zi sau două până să calmează, să liniștesc și pot să, pot să lucrez efectiv cu ei. Sunt duși în spate, așteptăm după aia adoptatorii pentru ei, care, din păcate, în ultimul timp nu prea au mai vrut să vină. Cum adopțiile sunt puține la număr, iar câinii capturați de pe stradă sunt tot mai mulți, adăpostul riscă să se supraaglomereze. O soluție rămâne eutanasierea, însă medicul veterinar al adăpostului nu este de acord cu această procedură. Eu nu, nu sunt de acord cu această așa zis eutanasiere. Deci una este eutanasierea din punct de vedere medical care am discutat mai înainte, înseamnă uh, inducerea mortii fără durere a unui câine bolnav cronic și alta este să omori un câine perfect sănătos. Deocamdată, în adăpostul de la sărăcești, sunt eutanasiați câinii care suferă de boli incurabile.